Scandalul dintre Diana Șoșoacă și soțul ei nu se încheie aici. După ce a fost dat afară chiar de soția lui din funcția de prim vicepreședinte al partidului SOS România pe care ea îl conduce, Silvestru Șoșoacă reacționează. Bărbatul neagă că vreun serviciu secret ar fi făcut presiune asupra lui, așa cum susține soția. Gurile rele spun însă că totul ar fi pornit de la imaginile cu un dans al lui Silvestru alături de o domnișoară, un dans care s-ar fi petrecut la începutul lunii acesteia. Cred că aș-ar dori toți bărbații o soție ca mine, că nu prea stau pe acasă și ar sta foarte liniștiți. Silvestru Șoșoacă a descoperit la un an distanță de la aceste declarații ce fel de soție are. A aflat din presă, nu de la Diana Șoșoacă, despre faptul că nu mai este prim vicepreședinte al partidului pe care l-a fondat și i-l a făcut cadou soției. Pentru a putea să-mi salvez familia, a trebuit să iau cea mai cruntă decizie. Pentru a putea salva sufletul unui om și viața lui, pentru a scoate din ghearele serviciilor care l-au înconjurat, a trebuit să-l suspend din funcția de prim vicepreședinte. Astfel încât semnătura lui să nu mai însemne nimic. Femeia te ridică, femeia te coboară! L-a coborât atât de mult pe propriul soț încât acum discută în public prin comunicate de presă. Silvestru Șoșoacă a simțit nevoia să curmeze din avântul conspiraționist al soției sale și să explice că motivele excluderii lui din conducerea partidului nu sunt cele invocate de ea. Într-o declarație pentru emisiunea Decisiv, Silvestru Șoșoacă a nuanțat însă problema serviciilor secrete. Soția mea știe bine că nu m-au acaparat pe mine și dacă ar fi, nu mă pot acapara. Am spart Mossad, am spart nu știu câte grupări ale SRI-ului infiltrate pe lângă noi și sunt supărat cu ea că nu vrea să-i arunce la gunoi și pe ultimele rămășițe ale lor. Asta e discuția, de fapt, dintre noi. Și mai păstrăm să-i dezinformăm. Eu zic, dă-i mă, așa că chiar n-am timp să mai pun ăștia frâne că au început la anul electoral. Apropiații familiei Șoșoacă au însă altă variantă pentru motivele supărării Dianei. Totul ar fi plecat de la un banal dans la începutul acestei luni.